Onorată fețe bisericești, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, am primit cu mult drag invitația de a fi astăzi prezent aici și aș avea nenumărate motive pentru a fi astăzi prezent aici. În primul rând, respectul pe care noi, generația mai tânără, să spun mai de mijloc, avem pentru dumneavoastră. Și când mă refer la acest lucru, în spatele fiecăruia dintre dumneavoastră există foarte mulți ani în care dumneavoastră v-ați implicat la bunăstarea acestui oraș. Văd foarte mulți oameni aici, față de care am, de fapt, față de toți am tot respectul, dar văd foarte mulți oameni pe care i-am cunoscut oarecum mai direct în activitățile pe care le-au avut în cadrul orașului, sigur, fiind și eu în șimleul Silvaniei de câțiva ani, unii profesori, alții alte doamne educatoare, alții în domeniul construcțiilor sau în multe, multe alte domenii. Și cu siguranță tot ceea ce ați făcut dumneavoastră de-a lungul anilor a pus câte o cărămidă la dezvoltarea acestui oraș. Ați avut copii cu care orașul s-a mândrit în nenumărate momente, mulți dintre ei poate că au rămas aici și își desfășoară în continuare activitatea în orașul nostru, mulți dintre ei fiind plecați în țară sau peste hotare, oameni cu care orașul nostru se mândrește. Am participat și în urmă cu 10 ani, tot în calitate de primar, la a 50-a aniversare și bucuria mea de-a lungul celor 11 ani de când conduc acest oraș în ceea ce privește Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor este una mare. În fiecare an ați fost mai organizați. Un lucru extraordinar de benefic. Ați ajuns ca în ultimii ani să fiți împreună, indiferent că ați fost români sau maghiari, și cu această ocazie aș vrea să și salut faptul că văd costume naționale românești, costume naționale maghiare aici. Avem această calitate a cetățenilor europeni de unitate în diversitate și ne-o manifestăm așa cum trebuie. Șimleoanii întotdeauna au știut să fie doar șimleoani. N-au fost nici unguri, nici români, ci au fost șimleoani. S-au respectat împreună, au creat familii mixte, au fost prieteni deopotrivă români și maghiari și lucrul acesta pentru mine este foarte important. N-am avut niciodată probleme legate de, cum le spun eu, vadimisme sau de-a lui Tökes, ci am avut oameni care au fost prieteni între ei, indiferent că au fost români și maghiari. Și aș vrea să felicit cu această ocazie conducerea casei pentru modul în care ați reușit ca pe acești oameni din această curte, acum sau poate pe alții care n-au putut să fie astăzi prezenți, ați reușit să-i legați și să își amintească de multe lucruri frumoase din viață și în același timp să beneficieze în continuare de multe lucruri frumoase fiind împreună. Ar fi foarte multe lucruri de povestit, n-aș vrea să profit de bunăvoința dumneavoastră, aș vrea să vă spun un lucru din toată inima, aș vrea să vă doresc să fiți sănătoși cât mai mulți ani, să aveți parte numai de bucurii, să vă bucurați de tot ceea ce ați creat în această lume, să vă bucurați de copiii dumneavoastră, de nepoții dumneavoastră, cu sănătate și să aveți aproape de dumneavoastră oameni buni pe care îi meritați. Multă sănătate tuturor, să vă întâlniți și peste 10 ani, tot aici, la cea de-a 70-a aniversare. Și nu în ultimul rând, să-i salut, cu asta trebuia să încep, pe cei care sunt musafirii orașului nostru, și să-i asigur că au nimerit într-un loc bun și sper că în puținele momente în care vor sta în Șimleu se vor convinge de acest lucru. Vă mulțumesc încă o dată! Îl rog președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Zalău și locțitor la federația noastră Omenia să ne adreseze câteva cuvinte. Domnul Ivașcău Ioan de la Zalău. Onorați părinți, doamnelor și domnilor, stimați invitați. Sunt mai mic decât primarul.
Mai întâi aș vrea ca în numele celor peste 10.000 de membri ai Carpului Zalău și în numele celor peste 1.400.000 de membri ai Federației Naționale Omenia să vă aduc felicitări cu ocazia împlinirii de către Carpul dumneavoastră a vârstei de 60 de ani. Cred că era primul lucru care trebuia să vi-l spun. Și acum, având în vedere că noi, dacă nu cu toți, dar cu majoritatea dintre dumneavoastră, ne cunoaștem, ne-am mai întâlnit la adunări generale, și pentru faptul că am ajuns în situația în care să vorbesc foarte rău, deși întrebați-l pe Moș că eu știu să și cânt, dar acum nu pot nici vorbi, aș vrea ca în numele celor 10.300 de membri ai Carpului Zalău să vă înmânez un cadou președintelui, să rămână ca amintire și să urmeze în ce are mai bun Zalău, să urmeze și Carpul și Mleu. Noi, la rândul nostru, ne străduim să vă urmăm. Mai întâi, un album pentru sediu care cred că îl are, dar cel mai important, două icoane. Să vă poarte tuturor de grijă, să fiți sănătoși și tot ce dă Dumnezeu pe pământ să vă puteți beneficia de el. Mulțumesc! Și două cuvinte în legătură cu Federația Națională. Din partea lor, a noastră, că și noi suntem în federație, v-aș dori să aveți o viață lungă. De ce spun acest lucru? Pentru că, din păcate, în România și astăzi se găsesc oameni, se găsesc instituții, chiar cele care ar trebui să ne ajute, care ne poartă de grijă, în ghilimele, și ne poartă de rău. Dar, având în vedere că aceste organizații de pensionari au trecut deja de vârsta de 110 ani. Primul carp a trecut de 110 ani vârstă. Majoritatea carpurilor, caselor de ajutor și proc au trecut peste două războaie mondiale. Au trecut peste crize economice. Și acum, când ar trebui să ne meargă mai bine, în loc să ne sprijine, ne încurcă, ne pun piedici. De aceea v-am rugat și v-am urat să aveți viață lungă și împreună să nu ne lăsăm să fim călcați în picioare. Încă o dată, la mulți ani, multă sănătate tuturor! Rugăm pe domnul Pop de la Marghita, de din apropiere, șeful casei, președintele casei de ajutor reciproc a pensionarilor din Marghita. Domnilor și doamnelor, onorat primar și alte oficialități preacucernici părinți prezenți și ceilalți membri ai Asociației Carp și Mleu Silvaniei, invitați oficialități naționale, județene și locale, precum și reprezentați din organe și organisme non-guvernamentale, colaboratori ai Federației Naționale Omenia, a carpurilor din România, membrii de drept, ori simpatizanți. Particip cu bucurie, dragoste și respect ca invitat al dumneavoastră din partea Asociației Carp Marghita, județul Bihor, și reprezint aproape 3.500 de membri activi din municipiul Marghita și alte 17 localități din teritoriul apropiat Marghitei, între care două orașe, Săcăin și Valea lui Mihai. Am primit mandat din partea Consiliului Director a Carpului Marghita să aduc mulțumiri conducerii Carpului și Mleu Silvaniei și personal domnului Moș Ioan, președintele Asociației, pentru invitația de a participa la ceas de sărbătoare alături de domniile voastre când se împlinesc 60 de ani de la înființarea Carpului dumneavoastră. În numele celor pe care îi reprezint și al meu personal, doresc să vă transmit celor prezenți și prin dumneavoastră, tuturor membrilor Asociației Familiilor
și celor dragi, viață îndelungată, cu sănătate, lipsită de griji și suferință, binecuvântată de Dumnezeu. La cei 60 de ani ai carpului dumneavoastră, ne bucurăm împreună cu domniile voastre și așa cum ne-a transmis nouă poetul Grigore Vieru, poate unii dintre dumneavoastră știți că este de dincolo de Prut, de din Moldova veche, doar prima și ultima strofă din o poezie care se numește Bucurați-vă. Încă izvoresc izvoare, drag, chemându-ne pe nume. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lume. Încă nu sorbim, Doamne, este ultima strofă, aer cumpărat în rate, bucurați-vă de viață, bucurați-vă de tot. De la Beiuș, președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, domnul Berinde vrea să ne adreseze câteva cuvinte. Am venit cu plăcere la dumneavoastră, fiindcă până acum nu am avut ocazia. Noi ne-am înfrățit cu ocazia unei excursii făcute de carpul dumneavoastră în zona Beiușului și am crezut că trebuie să vă dăm și noi respectul cuvenit, astfel încât să continue această înțelegere între noi, aceste probleme, să facem vizite, să vedem care sunt problemele carpurilor. Vă dorim încă o dată toate cele bune. Îl rugăm pe domnul Rațiu Catrinel, de la Satul Mare, de la Casa de Ajutor Reciproc, locțiitorul, pentru că președintele își începe activitatea de mâine ca tată de studentă și n-a putut să vină. Salut oaspeții și membrii CARP Simleu Silvaniei, domnul primar, domnul președinte, sfinții părinți. Aduc salutul membrilor CARP Satu Mare, a celor peste 10.000 de membri și, ca să nu fiu lung, o să vă spun că vă doresc peste 15 ani, nu peste 10 ani, cum zicea domnul primar, la 75 de ani să ne întâlnim tot aici, în aceeași formulă, cu domnul primar, dacă este bun să-l alegeți în continuare, și cu dumneavoastră. Noi am adus Simleului, carpului de la Simleu, un cadou. Maică Sfântă, să vă uitați, la care să vă rugați. Nu știu cât e de păcătos președintele noastră, că la noi suntem cam că păcătoși. După atâta ploie,